And I'm confident that this work is going to continue as long as you folks are remaining faithful to do it. Și sunt încrezător că această lucrare va continua atâta timp cât voi rămâneți credincioși în ea. You had a verse, you quoted a verse at the beginning, and I thought that's a great verse, and I use that myself a lot. Un verset la început care e un verset extraordinar și pe care îl folosesc și eu. It was in Colossians 1:28 and 29. And I don't know if you know what that is, but it says we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. And I think that must be Costica's goal for his school over all these years. Cred că acesta este și ținta și scopul fratelui Costică pentru școala biblică în toți anii aceștia. So, and I think that only heaven will reveal what has really been done in Talmaciu over these years. Cred că numai cerul ne va descoperi pe deplin ceea ce s-a făcut la Talmaciu. Thank you for your participation. Thank you. Mulțumesc pentru participarea voastră. And may the Lord continue to bless all you folks and the school there in Romania. Domnul să continue să vă binecuvinteze pe voi toți și școala biblică de acolo din România. Okay. Mulțumim. Ba. Thank you very much, Fred. Mulțumim mult de tot, frate Fred. Domnul să te binecuvinteze. May the Lord bless you. Sper că n-ați obosit. I trust you not. Sau dacă ați obosit, mai beți o gură de apă, mai deschideți un geam, pentru că mai avem de ascultat încă 5 frați implicați în lucrare. Poate se conectează și fratele William între timp, ori fi 6. If you're tired, have a drink, open the window, because we have another 5 brothers to go. Și mai avem și ceva români pe care vrem să-i ascultăm. From the teachers and then some Romanians that we want to hear. În urmă cu câțiva ani, am încercat să facem ceva la tabără. A few years ago, we tried to do something at the camp. Și într-adevăr, ceea ce spunea Graham mi s-a confirmat de foarte multe ori. And indeed, what Graham was saying proved to be true so many times. Domnul binecuvintează începuturile slabe. That the Lord blesses the small beginnings. Noi vrem să facem puțin tabăra mai utilă. Toți știți cât de înapoiată era. We were trying to make the camp more useful. You all know how primitive it was. Viziunea era mare, era bună, dar nu aveam resurse. The vision was great, it was good, but we didn't have the resources. Și n-am avut curajul să începem. And we didn't have the courage to start without the resources. Dar vreau să vă împărtășesc cum Domnul a lucrat extraordinar și acum o să-l introduc pe un frate român. But I want to share with you how the Lord worked in a wonderful way, and I'm going to introduce a Romanian brother now. Să vedeți cum Domnul a lucrat printr-un frate cu care nu mai vorbisem de mult timp. It was a brother that I had not talked to in a long time. Și într-o zi m-a sunat și mi-a spus: "Pace Buțu, eu am stat în Spania, nu mai am de lucru acolo." One day he phoned me and he said: "Hi Buțu, I've lived in Spain and then I lost my job there." M-am mutat în Germania. So I moved to Germany. Lucrez la un restaurant. I work in a restaurant. Și Domnul mi-a pus pe inimă să trimit 600 de euro pentru Golgota. And the Lord put it on my heart to send you 600 euros for Golgota. Și am spus: "Poți să-i folosesc la tabără." And I said, "Can I use them at the campsite?" And he said, "Do whatever you want." Nu a fost mult pentru că i-am cheltuit în prima zi când am început lucrul. It wasn't much because I spent them the first day we started the project there. Dar a fost
picătura care ne-a dat curajul să începem. But it was like the drop that gave us the courage to start the project. Și apoi Domnul a adăugat o soră văduvă de la noi din adunare care a contribuit. And then the Lord continued to send us the money that we needed. There was a widow from our church who gave us some money. Apoi fratele Fred s-a alăturat și ne-a ajutat foarte mult. Fred joined and helped us a lot. Și am reușit să facem ceva lucrări pe care le-ați văzut probabil în filmuleț. We managed to do some of the works that you've been able to see in the video. Și Domnul a lucrat. And the Lord provided and he worked. Slăvit să fie numele Lui. And we praise his name for that. Vrem să-l ascultăm pe Ilie Muțiu. So we'd like to hear now. Ilie de la Mohu, îi spunem noi. Ilie. Da. Așa și aveam de gând să mă prezint. Ilie de la Mohu, eu sunt cel mai aproape de Tălmaciu. I'm Ilie from Mohu, that's the closest place to Tălmaciu. Cred că vreo 7 sau 8 kilometri, nu-s mai mulți. 7 or 8 kilometers. În 1996, în toamnă. In the autumn of 1996. Fratele Costică m-a invitat pentru prima dată la școală la Golgota. Brother Costică invited me for the first time at the Bible school in Golgota. Eram vreo 20 în clasă în toamna aceea. There was about 20 of us in the classroom that autumn. În iarnă au venit mai mulți. And then in the winter there were more to come. În vremea aceea nu aveam nici părul alb și nici ochelari. At that time my hair was not white and I didn't have glasses. La școala biblică m-am marturizat foarte mult spiritual. At the Bible school I grew and I matured a lot spiritually. Toate întrebările pe care le aveam, Dumnezeu mi le răspundea. And I had many questions, but the Lord was answering them all. Prin diferiți profesori care au predat acolo și le mulțumesc la toți. Through different teachers that have taught us and I'm grateful to all of them. S-au legat multe prietenii la școala biblică. Many friendships were born at the Bible school. Și apoi Costinel a spus, când am ajuns în Spania, cei mai mulți, am făcut și câteva, sau mai multe reuniuni între toți românii din toată Spania. And then, like Costinel was saying, when we got to Spain, we organized different reunions of the Romanians living in Spain. Nu mai am nimic, vreau doar două lucruri să mai spun. I just want to say two more things. Să nu uităm că Hristos revine în curând. Let us not forget that Christ is coming back soon. Și cum se văd evenimentele, curându-se se pare că e foarte aproape. And looking at the events around us, I think it's very near to come. Și toți suntem tineri. And we are all young. Dar de diferite vârste. But of different ages. Domnul să ne binecuvânteze. May the Lord bless you. Domnul să te binecuvinteze și pe tine, frate Ilie. Ne bucurăm mult că te-am revăzut. The Lord bless you too, brother Ilie. It was good to see you. Într-adevăr, vremurile pe care le trăim ne arată că Domnul va reveni curând. And indeed, the times that we live in are showing us that our Lord is coming soon. Dar știți, de multe ori mă gândeam la ceea ce spunea Apostolul Pavel la un moment dat despre Filipeni. But many times I'm thinking of what Paul said to the Philippians. Ei când au fost constrânși, când au avut de suferit, când erau săraci, au dat naștere la belșug și la binecuvântare. But when they were persecuted, they were poor, they were able to produce blessing to him. Și se pare că Domnul a lucrat în felul acesta de multe ori în istorie. And it seems like God did the same thing many times in history. Și acum noi experimentăm lucrul ăsta. And now we're experiencing the same thing. Am fost foarte întristați când am văzut că adunările se închid, că la misiune trebuie să anulăm conferințe. We were very sad when we had to cancel the conferences at the mission and our churches were closed. Dar ne-am bucurat tare mult să vedem că Domnul ne-a călăuzit spre altceva. But then it was good to see how the Lord was leading us to something else. Am descoperit și noi Zoom-ul ăsta care nici nu auzisem despre el până atunci. We've discovered Zoom, though we've never heard of it. Și am putut avea părtășie cu atâția frați din atâtea localități. And we were able to have fellowship with so many brethren from so many places.
Și ceea ce părea la început un lucru foarte trist și foarte greu pentru biserică, pentru noi. To start with, it seemed to be very sad and very difficult for the church and for us. S-a dovedit a fi o mare binecuvântare. It proved to be a great blessing. Și astfel am putut să-i ascultăm pe frații noștri de peste hotare. We've been able to hear our brethren from other countries speak to us. Să avem părtășie. To have fellowship on Zoom. Și chiar să ia naștere ideea aceasta de a ne revedea cu toți în seara asta. To get this idea of seeing each other tonight. Mă gândesc că dacă vream să facem așa ceva la Golgota, era imposibil. It would have been impossible to do this at Golgota. N-ați fi putut veni toți aici. Because you could not have come here, all of you. Și dacă ați fi vrut să veni toți aici, n-aveam unde vă ține pe toți. And even if you wanted, there wasn't room for everybody. Dar așa, uite că e posibil, noi suntem acum în camera 320, asta e cea mai mare dimisiune. But we're now at the mission in room 320, the biggest room in the mission. Cine știe e aia de pe colț, care are 5 paturi. You know the room in the corner on the top floor with 5 beds. Și se pare că au intrat aici câteva sute de persoane în seara asta. And we were able to fit in a couple of hundred people tonight. Și asta e minunea lui Dumnezeu, slăvit să fie and numele Lui. This is a miracle of God and we praise His name. M-aș bucura să ascultăm în continuare un alt frate, tot român, like care a fost to... din prima generație de studenți. Here, another brother, a Romanian brother, who is part of the first generation of students. Fratele Dan Bădulescu. Dan Bădulescu. Frate Dan, vrem să vă ascultăm, dacă puteți să vă luați de pe mut. Dacă nu, până fratele Dan revine, că... Ba, uite, a revenit. Haideți, frate Dan. Vă rog să vă luați... A, așa, bun. Pace. Pace. Domnul să vă binecuvinteze. Și pe dumneavoastră. May the Lord bless you. Am fost foarte răscolit de amintirile care le-am auzit în seara aceasta. I was shattered by all the memories tonight. Mi-amintesc cu plăcere când în 1992 am început primele cursuri la Tâlmaciu, la Golgota. I remember with great pleasure when we started the first courses in Tâlmaciu in 1992. Printre cei mai vechi profesori care am avut a fost Graham Yerb. And one of the first teachers that we had was Graham Yerb. Graham Kerr. Graham Kerr. Iar în 93 fratele Bill Ford, care m-a impresionat în seara aceasta. And then in 93 Bill Ford, who really impressed me tonight. Am mers cu prima echipă de studenți din Argeș și timp de 2 ani de zile la Tâlmaciu. Yeah, we did a 2-year course with the first group of students from Argeș and other places. Și mă gândeam, după 2 ani de studiu, va fi suficient, mi-ajunge. And I thought that 2 years of Bible study would be enough for me, would be sufficient. Dar s-a format o nouă echipă de studenți. But then there was a new team, a new group of students. Și problema a fost că cei din a doua serie nu aveau mijloc de transport să ajungă la Tâlmaciu. And the problem was that the group from our church did not have a car to drive to Tâlmaciu. Și am fost nevoit să mai merg încă 3 ani la Tâlmaciu. So I had to go to the Bible school for another 3 years. Vreau să amintesc studenților de azi că pe vremea aceea cam 4 luni de zile, 3-4 luni de zile pe an adunate se făceau zilele de participare la studiu biblic. And that time putting the time spent at the Bible school here together, it was 3-4 months a year. Aud pe unii care spun am reușit să rup o săptămână sau maxim 2 într-un an să merg la școală și li se pare mult. I hear some saying, oh, I managed to get a week or 2 weeks off to go to the Bible school in Tâlmaciu, and they think it's a lot.
Ceea ce vreau să spun că cei 5 ani de zile la Tâlmaciu. But what I want to say is that the 5 years spent in Tâlmaciu. Nu mi s-a părut un timp mult. Did not seem a lot. Foarte mult. Eram animat de o foame spirituală extraordinară. I was animated by a great spiritual hunger. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am îndrăgostit de cuvântul lui Dumnezeu. And I praise God that I was able to fall in love with his word. Și pentru timpul de acum, cel mai frumos timp este atunci când stau în fața cuvântului. And even now, the best time is the time that I spend in front of God's word. Iar timp de aproape 30 de ani am tot participat la conferințe, la seminarii, în diferite moduri. And then the next 30 years were times that I took part in different conferences and seminars that we had there. N-aș vrea să mai spun nimic despre mine. Domnul știe mai multe despre fiecare. I don't want to say much more about myself. The Lord knows us all. Ce vreau să spun este că vreau să mulțumesc în mod deosebit fraților de la Tâlmaciu, fratelui Costic, care ne-a ajutat foarte mult în lucrarea de aici, din Argeș. I want to thank the brethren in Tâlmaciu, brother Costică, who has helped us a lot in the ministry here in the Argeș district. Și majoritatea profesorilor care ne-au și vizitat în zonă. And to most of the teachers that actually came to visit us in this area. Vreau să-i mulțumesc lui John Shearer pentru că nu am uitat să structurez predicile pe 3 puncte. I'm grateful to John Shearer who has taught me to structure my messages in 3 points. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. May the Lord bless you all. Și doresc ca lucrarea aceasta să continue până va veni Domnul. And I trust this ministry will continue until the Lord comes back. Multe binecuvântări. Mulțumim, frate Dan. Domnul să vă binecuvinteze. May the Lord bless you too. Și într-adevăr și Băduleștiu are un loc special pentru Golgota, în inima noastră celor de la Golgota. And indeed the work in Băduleș has a special heart. And now a special place in our hearts here at Golgota. Pentru că cei de la Bădulești au rămas alături de noi și vă mulțumim mult, Domnul să vă binecuvinteze. Church at Bădulești is supporting us and may the Lord bless you. Sunt foarte bucuroși de legătura frățească care o avem, o legătură foarte puternică, bună. We're also very grateful for the fellowship that we have, a strong fellowship. And we praise God for that. Domnul să vă binecuvinteze. Salutări la toți de la Bădulești. May the Lord bless you and greetings to the brethren in Bădulești. Aș vrea în clipele următoare să-l ascultăm puțin pe fratele Dan Vlășceanu, tot din zonă de acolo, tot din prima generație. I'd like to hear now from brother Dan Vlășceanu from the same area, the also from the first generation. Noi îi spuneam doctorul, nu? Yeah. We used to call him the doctor. Bun venit, frate. Pace. Pace. Vă mulțumesc pentru invitația din seara aceasta. Thank you for the invitation tonight. Și mă bucur mult că, așa cum spunea Dan Bădulescu, and just like our brother Dan was saying, ne-am amintit foarte mult de foarte multe lucruri foarte bune care le-am învățat. I also recalled many things and many good things that we have learned there. Acest lucru s-a petrecut acum 28 de ani, la jumătatea vieții. And this was happening 28 years ago, right in the middle of my life. Și am zis, dacă Domnul m-a căutat să fac acesta, să-mi dea și timpul să pot participa cât mai mult la aceste lucruri bune. And I asked the Lord back then that if he opened that door for me, he would also give me the time to be able to take part of all the courses. Și îi mulțumesc Domnului și la toți care a avut grijă de noi. And I'm grateful to God and all the people that looked after us. Atât profesorii cât și
dumneavoastră la Tălmaciu. Teachers as well as those of you in Tălmaciu. Că nu, ne-ați încurajat tot timpul și ați spus, nu cedați dacă puteți. You always encouraged us and you always kept told us not to give up. Și sunt foarte mulțumit că Domnul ne-a dat posibilitatea să învăț atâtea lucruri. And I'm grateful to God for the opportunity to learn so many things. Și acum după 28 de ani. And now 28 years later. Încerc cât se poate să aplic tot ce am învățat. I try as much as I can to apply everything that I have learned. Pentru că o soră în vârstă m-a învățat un lucru acum 35 de ani. 30 years ago, an older sister told me something. Că repetiția este mama învățăturii. She says that repetition is the mother of learning. Și ca să pot ține minte totul. So to be able to remember everything. Să le spun zilnic totul. I need to repeat them every day. Și atunci memoria va lucra. And then the memory will work. Și vă mulțumesc mult pentru această seară. Thank you so much for tonight. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. May the Lord bless us all. Amin. Mulțumim, frate, Domnul să vă binecuvinteze și salutări la toți frații de acolo, de la dumneavoastră. May the Lord bless you. Vreau acum să trecem la în tabăra profesorilor și să-l invit pe fratele Robert Murdoch. Și dumnealui este din cei mai vechi care venea la Golgota. We're going back to the teachers and I'd like to invite our brother Robert Murdoch. Is one of the all the teachers I mean from the old times of the Bible school. Și să știți că mă bucur și acum când mai văd, nu mai am multe, dar mai văd câte o carte scrisă de fratele Robert sau predată la noi și am făcut carte cu dumnealui, Viața lui Petru. I'm still glad when I found when I can find one of the books that we printed after Robert taught the life of Peter in the Bible school. Frate Robert. Okay, Robert, are you there? Yes, I'm here. You can hear me, I hope. Yes, we can. Very good. Well, nice to see everybody. Mă bucur mult să vă văd pe toți. I haven't been to Romania for quite a long time. Eu n-am mai fost în România de mult timp acum. So I first went, I think it was in the summer of 1995. Prima oară am mers, cred că în vara lui 1995. So Charles Price was to come and speak at the camp. Fratele Charles Price trebuia să predice în tabără. And for some reason he couldn't come, so I think Costica phoned John Shearer and asked if he could come, and he said, no, but I'll send my assistant. Și din anumite motive el n-a putut veni, așa că fratele Costică l-a sunat pe John să vină. John a zis că nici el nu poate vine, dar îl trimite pe asistentul lui. So my claim to fame is that I was Charles Price's substitute. Așa că îmi place să zic așa că am fost înlocuitorul lui Charles Price. Anyway, I will always remember that first visit to the camp, and I remember us singing out of handwritten songbooks. Mi-aduc aminte, voi aduce aminte întotdeauna prima mea vizită în tabără și mi-aduc aminte cum voi obișnuia să cântați fără să aveți nicio carte de cântări în față. And I think the next year I came, I brought a team from the church that I was the pastor of in Northern Ireland, and we got lost in the forest on the way up the mountain. În anul următor am venit cu o echipă din tineri din biserica pe care o păstoream în Irlanda de Nord și anul acela ne-am pierdut prin pădure când mergeam la munte. Anyway, I really enjoyed being part of that of the ministry of Golgotha right through till about 2007 when I went to Canada. M-am bucurat mult să fac parte din lucrarea de la misiunea Golgota până prin anul 2007 când m-am mutat în Canada. And I came back in 2013 to Scotland, and I'm really encouraged to see that you're continuing in the good work that you started all those years ago. M-am întors în Scoția în 2013 și mă bucur acum să văd că voi continuați lucrarea pe care ați început-o cu mulți ani în urmă.
So I'm living in hope that I might get an invitation to come back sometime. De aceea trăiesc cu speranța că voi primi o invitație să vin iarăși în România. May the Lord bless you all. Vă dăm doar datele. We'll just send you the dates, Robert. Lord bless you all. Doamne să vă binecuvinteze pe toți. Și pe voi. The Lord bless you too, Robert. Ne bucurăm tare mult să te revedem. It's so good to see you again. Nu mai știam o vreme despre tine nimic. For a while we lost touch. We didn't know where you were and what was happening. Dar ne-am bucurat mult. I didn't know where I was either. Nici eu nu știam pe unde sunt. Ne bucurăm acum că ai revenit în Scoția și poate vei reveni și în România. We're glad that you're back to Scotland now and maybe you'll be back to Romania soon. I hope so, I hope so. Sper. Domnul să vă binecuvinteze. The Lord bless you. Love to Elaine and the family. Thank you very much. Mulțumim. Am vrea să-l ascultăm în continuare pe fratele Rick. I'd like to hear from our brother Rick now. Și mulțumim pentru răbdarea dumnealui. Thank you for your patience, Rick. A fost primul care a intrat în conferință. Rick was the first to join us in the meeting tonight. Și a stat și a așteptat rândul până acum. And Domnul să te binecuvinteze, fratele. And he just sat there patiently waiting for his turn. May the Lord bless you, Rick. Thank you. Can you hear me? Yes, okay, yes. My ministry in Romania began when Fred Stonehouse called me. That was in România a început când fratele Fred Stonehouse m-a sunat, m-a invitat. He called me and he said, "I need someone to teach with me in Romania." Și mi-a spus, am nevoie de cineva care să predea împreună cu mine în România. Now, I had heard about Romania. I, of course, living here in Austria for almost 50 years, I knew how communism fell, but for me, Romania was still a communist country. Acum eu auzisem despre România, locuiesc acum în Austria de aproape 50 de ani și știam cum că a căzut comunismul și acolo, dar eu mă gândeam la România tot ca la o țară comunistă. And I told Fred when he called, I said, "No, I'm not going there." Și când Fred m-a sunat să mă invite, i-am zis, "Nu, nu merg acolo." And I had these pictures in my mind, and to be honest, I was very, very fearful of Romania. Aveam niște imagini în mintea mea și să fiu sincer, mi-a fost foarte teamă de România. In my childhood, I went to school, of course, in a grammar school, in an elementary school, and in those days, that was in the 50s, when we heard a siren. În copilăria mea, prin anii 1950, când eram la școala primară, am auzit o sirenă. We heard the siren, and we had to hide because the Soviets were coming. Și eram a fost nevoit să ne ascundem pentru că știam că vin rușii. And we of course knew that Romania was part of the Soviet Union. Așa că acum știind că România a fost și ea acolo parte din Uniunea Sovietică, din influența ei. And so I hid in a cabinet beside my desk in school. Eu m-am ascuns într-un dulap de lângă banca mea. And now Fred was asking me if I would go to Romania. Și acum Fred mă ruga să merg în România. And I came, I finally said, "All right, I will go." Dar până la urmă am spus, bine, o să merg. And I believe it was 2005 that I finally went with Fred to Sibiu on Talmaciu. Și cred că în cele din urmă, în 2005, am venit cu Fred la Sibiu și la Talmaciu. Now, any of your Bible teaching, it has to be translated into Romanian. Acum, la voi, cursurile biblice trebuiau să fie traduse în românește. And you must have a good translator. Era nevoie și de traducător bun. And Christina is excellent. Thank you. But I didn't have Christina.
Dar atunci n-am avut-o pe Cristina. I had a man in the class that claimed he could speak English and German. Am avut pe cineva, pe un elev din clasă care a spus că vorbește și engleză și germană. And so I was teaching, and to this day I don't know what I was teaching. Așa că eu predam și nu mai știu nici acum, nu știu nici acum ce predam. But the room, the classroom went silent. Dar toată clasa s-a făcut liniște. And everybody bowed their head. Și toată lumea și-a plecat capul. And then I was finished, and everybody left silently with their heads down, left the classroom. Am terminat și toată lumea a ieșit din clasă cu capul plecat. So I turned to my translator. Așa că m-am întors la traducător. And I asked him, what happened? Și l-am întrebat, why is everybody so silent? And why are their heads all bowed down? Ce s-a întâmplat? De ce toată lumea e așa de tăcută și toți sunt cu capul plecat? And he said, well, it was because of your wife. Și mi-a spus, din cauza soției tale. And so I asked him, what? What's wrong with my wife? Și l-am întrebat, cum? Ce nu-i bine cu soția mea? Ce problemă e cu soția mea? And he said, well, we're so sad that she died. Și a spus, păi ne pare rău la toți că soția ta a murit. And I said, my wife's not dead. Și a spus, soția mea nu e moartă. What did you translate? Ce ai tradus? So I said to him, the next morning, when everybody comes into the classroom, you must tell them that my wife is still alive. Așa că le-am spus, uite, mâine dimineață, când toți studenții vin iarăși la ore, să le spui că soția mea e în viață. And so they all came into the classroom the next morning. Așa că toți studenții s-au întors în clasă dimineața următoare. And he admitted he had made a mistake. Tânărul respectiv a recunoscut că a făcut o greșeală. And my wife was alive. Că soția mea era în viață. Everybody laughed. Și toată lumea a râs. I have never heard people laugh so hard. Niciodată n-am auzit oameni să râdă așa tare. But we've got it straightened out. Dar am îndreptat situația. I go to Romania and I have to thank Fred because I overcame my fear and I went to Romania and I taught there and I saw fruit. Trebuie să-i mulțumesc lui Fred că m-a invitat, că m-a ajutat să-mi biruiesc teama să vin în România. Am predat acolo și am văzut și roade. I've been to what's it called? Bacău. Am fost și la Bacău. I've been to Budapest, Bucharest. I've been to Talmaciu, of course. I've been to Târgoviște. La Târgoviște. Pucioasa. And everywhere, and I go twice a year to Romania. Și merg acum de două ori pe an în România. And I have seen fruit every time. Am văzut roade de fiecare dată. I was then invited to the camp. And Fred told me, now Rick, I want you to understand, camp in Talmaciu is primitive. Am fost invitat și în tabără și Fred m-a avertizat că tabăra de la Tălmaci e primitivă. So, Cristina translated and the translation was excellent. Cristina a tradus și traducerea a fost bună. I still have my rock. I picked this out of the river. Mai am și acum piatra asta care am luat-o din râu, din tabără. Up in the mountains. And I asked everybody that was present to write their name on this rock. I-am rugat pe toți tinerii prezenți să scrie numele pe piatră. Now the names have faded a bit. Acum numele s-au mai șters puțin.
But I will never forget teaching at camp. N-o să uit niciodată de tabăra aceea. The first night I got there was pouring rain. În prima seară când am ajuns, turna cu găleata. And camp was a mud. Era noroi prin toată tabăra. Mud everywhere. Noroi peste tot. And I got up in the morning. Iar dimineața când m-am trezit, I wanted to go to the men's room. Vreau să mă duc la toaletă. I had to shave. Trebuia să mă barbierez. I had to take care of my necessities. Să am grijă de nevoile mele. And I asked, I don't know whether it was you, Christina, or someone else, and I was told they didn't have any buildings there. They had the foundations laid, but no buildings. Atunci nu era o clădire, erau doar fundațiile. Every person in the camp had to find a spot in the woods. Și fiecare persoană din tabără trebuia să-și găsească un locșor în pădure. And I am a very private person. I found a spot 10 minutes away from the camp. Și eu, pentru că sunt mai rușinos așa din fire, mi-am găsit un loc la 10 minute de mers din tabără. I came back to the camp. Când m-am întors în tabără. And it was evening, and I noticed that they were asking for volunteers. And these volunteers had to do something in the night. Seara am văzut că se aleg niște voluntari care trebuie să facă ceva noaptea. And everybody that wanted to do something put their hand up, raised their hand. Toți cei care vroiau să facă lucrul acela au ridicat mâna. So I put my hand up. Am ridicat și eu mâna. And the fellow next to me grabbed my arm, put it down. Și băiatul de lângă mine m-a prins de mână și m-a tras în jos. You, no, you can't do this. A zis, tu nu poți să faci asta. You can't do this. I said, I can do anything. I raised my hand again. O să fac orice și iar am ridicat mâna. He grabbed my hand, put it down. Iar mi-a tras mâna în jos. You can't do this. A zis, tu nu poți să faci asta. Well, what is he asking us to volunteer for? Am zis, pentru ce se cer voluntar? Ce trebuie să facem? You have to be security. A zis, trebuie să faci de planton. Because we have dangerous bears. Here, pentru că avem urși periculoși aici. I said, what? Și a zis, ce? He said, we have bears here, and bears come down, they smell the food, and they come down here, and they can kill us. A zis, avem urși aici, ei simt mirosul mâncării, coboară, vin aici și ne pot omorî. You can't do that. A zis, tu nu poți să faci de planton. So my 10-minute walk into the woods became a 2-minute walk into the woods. Așa că plimbarea mea de 10 minute prin pădure s-a transformat într-o plimbare de 2 minute. But it was a wonderful week. It rained and rained and rained, but it was still a wonderful week. And it helped me to understand what I didn't know. There were true believers in Christ in Romania. O săptămână minunată, deși a plouat și iar a plouat, dar ne-am simțit bine și m-a ajutat să înțeleg ceea ce nu știusem până atunci, așa nume că în România erau credincioși adevărați. My next trip to Romania has been, like everyone has said, canceled because there's no flights. Așa cum au spus și ceilalți frați, și următoarea mea vizită în România a fost anulată pentru că nu sunt zboruri. But my plan is to return to Târgoviște or Opoceasa in the summer.
Dar planul este ca în vară să merg iarăși la Târgoviște și la Pucioasa. I was in Tălmaciu in March. Am trecut prin Tălmaciu în martie. And I only stopped to eat at Subway. Ne-am oprit doar să mâncăm la Subway. I couldn't find the school. Și n-am reușit să găsesc școala biblică. But I will keep my eye open the next time we drive. Data viitoare o să țin ochii deschiși. It's been so good to get to know. I know you by name only, and it's so good to see you all. Pe unii dintre voi v-am cunoscut doar așa din auzite, dar m-am bucurat mult să vă văd. God bless you and thank you. Domnul să vă binecuvinteze și mulțumesc. Mulțumim și noi, frate Rick, Domnul thank să te binecuvinteze. May the Lord bless you. Și să știi că misiunea e în același loc. The Bible school is still in the same place. Yes. Din centrul Tălmaciului, faci stânga sau dreapta, depinde de unde vii. When you get to the center of Tălmaciu, you turn left or right, depending which direction you're coming from. Okay. Treci pe sub calea ferată și pe stânga clădirea aia mare. You go under the railway and it's, you find a big building. Te așteptăm cu drag când mai treci prin... You're welcome to visit us next time you're in the area. Domnul să vă binecuvinteze. May the Lord bless you. Am vrea să-l ascultăm și pe fratele Alistair Noble. We'd like us to hear from our brother Alistair Noble now. Ne bucurăm mult pentru dumnealui, Domnul să-l binecuvinteze. We're so glad to have him and pray that the Lord will bless him. Joi, dumnealui ne-a și slujit din cuvânt la Tălmaciu, pe Zoom, bineînțeles. Last Thursday he ministered to us in the church here from God's Word, on Zoom, of course. Și vrem să-l ascultăm și acum. We'd like to hear from him now. Okay, thank you very much. I haven't been to Romania for quite some time, but it's strange that this is twice in one week that I've spoken to you. And fost în România de mult timp acum și mi se pare ciudat că de două ori într-o săptămână vă vorbesc. So it's a pleasure to make contact with you all. E o plăcere să iau legătura cu voi toți. Now I have one or two memories about coming to Romania. Am și eu câteva amintiri din vizitele mele în România. And the first one is about airports. Prima este despre aeroporturi. First time I came to Romania, I was going to the church at Ploiești. Prima oară când am venit în România, mergeam la biserica din Ploiești. And it wasn't long after the revolution. Și era la scurt timp după revoluție. And I remember Bucharest Airport looking very severe and stern at the time. Mi-aduc aminte că aeroportul din București atunci arăta așa foarte gri, foarte înfricoșător. But the next time I came, I think it was to come to Sibiu, to Tălmaciu. Dar data următoare când am venit, cred că veneam la Tălmaciu. And the airport was very different. It was very modern. Aeroportul era foarte diferit, foarte modern. And what I noticed when I was leaving the airport. Și ce am observat când părăseam aeroportul, ieșeam din aeroport. That a young woman was offering leaflets for the pubs and clubs of Bucharest. Erau tinere care ofereau pliante cu reclame pentru barurile și cluburile din București. And I was struck by how much the country had changed in a short time. Și am fost uimit să văd cât de mult s-a schimbat țara într-un timp scurt. And not all for the good, because some of the Western values you could do without. Și nu toate schimbările au fost în bine, pentru că aș fi putut trăi bine fără unele valori din Occident. However, I had a great sense that the Lord had changed things in Romania for the better. Cu toate acestea am simțit în adâncul inimii mele că Dumnezeu a schimbat lucrurile în România, le-a schimbat în bine. And I came, I think, with William McLean, who texted me tonight and sends his greetings to you. Și am venit împreună cu fratele William McLean, care mi-a trimis un mesaj în seara aceasta și a spus să vă transmit salutările lui. And some of you may remember that Max Donald came as well. Și unii dintre voi vi-l aduceți aminte și pe fratele Max Donald care venea cu noi. Sadly, Max passed away a few years ago. Din nefericire, el a plecat la Domnul acum câțiva ani. But we had a great time together at the Bible school. Dar am avut un timp extraordinar împreună la școala biblică. And I was thrilled by the enthusiasm of Costica and the team. Și am fost bucuros să văd entuziasmul fratelui Costica și a echipei de acolo. And by the students and their interest in the talks that we were giving.
și entuziasmul studenților și interesul lor în orele pe care le țineam. And also your hospitality was overwhelming. Și de asemenea, ospitalitatea voastră era copleșitoare. And I remember being taken also to meetings in other parts of Romania. Și mi-aduc aminte că am fost dus și la adunări din alte părți din România. And I remember one special evening where we went to a church where there was a lot of, I think you call them Romani people. Mi-aduc aminte de o seară deosebită în care ne-ați dus la o biserică de romi. Now, one of the topics I taught on, one of the occasions I was there, was on science and faith. Un subiect pe care l-am predat o dată la școala biblică a fost cel al științei și al credinței. And I remember the students being particularly interested in that. Și mi-aduc aminte că studenții au fost interesați în mod special de tema aceea. And we were talking about the foundations of the Christian faith. Și vorbeam despre temelia credinței creștine. God in nature. Dumnezeu în natură. Christ in history. Hristos în istorie. The Holy Spirit in our experience. Duhul Sfânt în experiența noastră. Making an unanswerable case for Christian faith. Toate acestea prezintă un caz bine susținut pentru credința creștină. And then one of the other things we enjoyed was at the end of the day, the teachers who were there had some time together to chat and share experiences. Apoi un alt lucru de care ne bucuram era că la sfârșitul zilei noi profesorii aveam un timp împreună care discutam și împărtășeam experiențe. And I had taken a DVD with me. Și eu aveam cu mine un DVD. Which was the life story of Billy Graham. Care prezenta povestea vieții lui Billy Graham. And in the middle of this, there was a sequence of Billy Graham preaching in Romania. Și în mijlocul documentarului era o secvență cu Billy Graham care predica în România. And this was before the revolution. Bineînțeles, înainte de revoluție. I don't remember which town it was, but there were thousands of people gathered in the open air to hear him preach. Nu mi-aduc aminte în ce oraș era, dar știu că erau mii de oameni adunați în aer liber să-l audă predicând. And one of the securitate came to the organizers. Și cineva de la securitate s-a dus la un organizator. And said, you'll have to take down that loudspeaker. Și a spus, trebuie să dai jos boxa aceea. And there were thousands of people watching. Și mii de oameni urmăreau scena. And the Christian leader said to him, you take it down. Așa că liderul creștin i-a spus acelui securist, dă-o tu jos. And he just walked away. Securistul a plecat. So that just reinforced to us how much God in his sovereignty had changed the nature of Romania. Scena aceea ne-a întărit încă o dată faptul că Dumnezeu în suveranitatea lui a schimbat așa de mult lucrurile în România. And the Bible school was for me an evidence of what was possible when people were free. Și școala biblică era pentru mine o dovadă a ceea ce era posibil atunci când oamenii erau liberi. And to see so many young people coming to learn the word of God was a wonderful experience for us from Britain. Să văd așa de mulți oameni venind, așa de mulți tineri venind să asculte cuvântul lui Dumnezeu a fost pentru mine minunat, incredibil. So thank you for all you've done. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. We may have been a help to you. Poate că noi v-am fost cu ceva de ajutor. But you have been an inspiration to us. Dar voi ați fost o inspirație pentru noi. And I leave you with this verse from 1 Thessalonians chapter 1. Și vreau să vă las acest verset din 1 Tesaloniceni 1. And verses 9 and 10. Versetele 9 și 10. I think this sums you up. Cred că versetele acestea vă descriu bine pe voi. You turn to God from idols. De la idol v-ați întors la Dumnezeu. To serve the living and true God. Ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. And to wait for his son from heaven. Și să așteptați din ceruri pe fiul său. Thank you and God bless you. Vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim și noi, frate Alistair. Domnul să vă binecuvinteze, Alistair, și pe dumneavoastră. May the Lord bless you too. Și într-adevăr, așa cum ați citit, într-adevăr, îl așteptăm din ceruri pe Domnul Iisus Hristos să revină. And indeed, just like you read, we're waiting for our Lord Jesus to come from heaven. Și până va reveni, vrem să Until îl slujim comes, mai departe. We want to continue to serve him. Și ne bucurăm tare mult că în ultimii ani am mai avut, într-adevăr, o familie alături de noi.
We're also grateful to God for a family that was here, that stood by us in the last few years. Fratele David și sora Ruth Eyre.